Astăzi facem sos pesto cu usturoiul ce l-avem de anul trecut crescut în grădină. Am mâncat destul usturoi verde, așa că cu restul îl punem de pesto. După ce am scos usturoiul, l-am tăiat frumos, am tăiat partea albă jos și tot ce este verde am pus în aceste cutii și îl vom duce să îl spălăm, apoi îl facem pesto. Iar cu părțile acestea albe le vom spăla și le dăm la capre și așa au nevoie de tratamentul de primăvară cu usturoi, așa că numai bine, caprele beneficiază de usturoi proaspăt din grădină. Deci avem cântarul de care avem nevoie, o să vă dau și cantitățile. Avem acest bol de la mixer, sare, zeamă de lămâie, nuci de ale noastre românești și usturoiul pe care de-abia l-am spălat și l-am ales de tot ce era galben, tot ce era impuritate, tot ce era buruiană, să fie doar usturoi curat, să-l băgăm aici în mixer. Luăm tot usturoiul ăla de acolo, sunt 500 de grame de usturoi acolo și îl băgăm în bolul de la mixer. Acum punem nucile, dăm drumul la cântar, facem tara să fie pe 0 și punem 200 de grame de nuci. Adăugăm până ajungem la 200. Emma va pune o linguriță plină de sare. Așa. Eu o țărăc cam mult, o scuturăm. Așa, acum pune aici toată. Bravo. Și Lavi pune două linguri de zeamă de lămâie. 1. Am aici uleiul meu de măsline, voi pune 150 de mililitri. Hai să vedem. Pune sus? Nu, bine, 150. Sare pe mine. Bun, perfect. Acum punem capacul și dăm drumul să vedem ce iese. Yeah! Așa arată ce mi-a ieșit. Este foarte, foarte bun. Între timp am pus două căni, chiar două căni jumătate de apă pentru a ajuta procesul și pentru a ieși o pastă, deoarece frunzele nu au în ele un anumit suc, da, de care este nevoie pentru acest sos. Așa că trebuie să punem apă, să zic eu, după ochi. Eu am pus cam două căni și jumătate. Cam în jurul la 400-500 de mililitri ca să iasă o astfel de pastă. Se păstrează la frigider cam o lună, două, iar apoi poate fi băgat și la congelator. Mie îmi place foarte, foarte mult sosul pesto pe paste. Și cel cu busuioc și cel cu usturoi. Acesta pișcă puțin la limbă, deci nu trebuie pus foarte mult. Și tot excesul, cred că îl vom scoate și spre vânzare. Încă nu ne-am hotărât. Momentan mai am de prelucrat foarte mult usturoi. Asta e doar prima tură. Da, așa că mă duc la treabă.